Daniela Moldovan vă prezintă știrile Someș TV. Dați-mi exemplarul din aviz pentru societate. Păi îți la firmă lăsate avizele care le facem. În câte exemplare? În trei. Și? Un exemplar să lasă la firmă și restul? Păi, nu știu, noi totdeauna le lăsăm, face facturile și pe baza asta le aducem. Și cum probați cât ați lăsat? Păi pe baza lor, dacă câtă dimineață aveți, o trecem pe acte. Dacă nu le aveți, un exemplar din aviz trebuie să fie la dumneavoastră. După cum ați văzut, în două ore deja s-au efectuat câteva constatări destul de importante. Polițiștii de la Poliția Economică au depistat în trafic o dubă care transporta pâine. Fiind verificată, s-a constatat că toată încărcătura era fără forme legale și se transporta la comunele de pe raza din jurul municipiului Deș. Pentru aceasta se desfășoară, așa cum am spus, cercetări pentru comiterea infracțiunii evaziune fiscală. Nu a fost loc, domnul polițist. Dacă nu găsești loc unde să parcăm aici, ar trebui... De ce nu să... Oprirea e voluntară, nu e obligatoriu. Înțelegeți? Vă rog să dați permisul de conducere. Da, aici ar trebui, de exemplu, să nu fie oprirea interzisă. În Deș, e foarte rău cu parcările, nu avem unde să parcăm. Și ar trebui primăria să facă ceva. Și cu taxele de drum și toate, avem drumuri de mizerie, taxe de drum, de toate, și numai repede știu să ne iei la amenzi. Nu se poate așa. În loc să meargă țara înainte, merge tot în spate. Domnul Mureșan, două puncte amendă în valoare de 120 de lei și două de penalizare. Aveți de achitat, vă fac procedură. Domnul Susun, s-a fost oprit pentru nepurtarea centurii de siguranță. Da. Motiv pentru care o să vă întâlnim un proces verbal de constatare a contravenției. Cu dreptul de achita 60 de lei în 48 de ore. În această săptămână, conform calendarului de activități a Organizației Polițiilor Rutiere Europene, TISPOL, pentru anul 2010, în săptămâna aceasta, perioada 15-21 februarie 2010, toate formațiunile de poliție rutieră europene desfășoară activități într-o campanie preventivă Seabelt privind combaterea încălcării normelor legale privind portul obligatoriu al centurii de siguranță pentru toți ocupanții autovehiculelor. În decurs de o oră, la nivelul municipiului Deș, au fost aplicate un număr de 14 sancțiuni contravenționale la diferite articole din Ordonanța 195. Consider că poate fi tras un semnal de alarmă, întrucât acest număr de contravenții raportat la o zi întreagă de lucru înseamnă foarte mult în ceea ce privește disciplina rutieră în municipiu.